Meteorologii au emis astăzi o avertizare meteo de instabilitate atmosferică valabilă până în 6 august la ora 10. În Maramureș, estul Transilvaniei, nordul Moldovei și în Carpații Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Local, astfel de manifestări vor fi și în restul zonei montane. Marți, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în sud-estul țării.